această primă parte, la întâlnirea noastră de astăzi, aș vrea să vă anunț, vă rog să ne ridicăm în picioare pentru a intona imnul de stat al României și a statului Israel. Thank you.
spune că indicatorii economici ai anului 2017, comparativ cu anul 2016, sunt ceva mai buni și mă refer la creșterea producției industriale, la creșterea cifrei de afaceri, la scăderea șomajului și la creșterea schimburilor economice dintre companiile existente în municipiul Zalău și statele membre ale Uniunii Europene, și, dar nu numai, că și cu Statele Unite ale Americii. Aceste schimburi economice sunt în favoarea exportului în anul 2017. Echipa pe care o aveți în fața dumneavoastră, și mă refer mai ales la colegii mei din primărie, este o echipă relativ nouă, de un an jumate suntem la conducerea administrativă a acestui municipiu și suntem preocupați mai ales de creșterea siguranței cetățenilor în comunitatea noastră, de creșterea calității vieții membrilor comunității noastre, gândindu-ne că pe termen mediu și lung aceste lucruri vor face ca tinerii noștri să rămână acasă, iar cei plecați pentru a-și căuta un trai mai bun în Europa sau în alte parte a lumii, să se întoarcă aici unde au copilărit și unde au învățat. Aici, în Zalău și în Sălaj, în general, majoritatea română, celelalte minorități, maghiară, romă, slovacă, evreiască, trăim împreună și ne respectăm reciproc obiceiurile, tradițiile și chiar și opțiunile politice. Cam așa arată într-un tablou creionat foarte subțint ceea ce se întâmplă în municipiul Zalău. Eu vă doresc tuturor să aveți o ședere plăcută aici în Zalău. Iar cei care veți dori să reveniți în municipiul nostru, să o faceți întotdeauna cu plăcere și gândiți-vă la limitele frumoase care le puteți avea aici, cu această ocazie și de ce nu și cu alte ocazii. Suntem la un moment unde este această masă rotundă, în care am vrut să spun câteva lucruri despre Zalău, să vă invit pe oricare dintre dumneavoastră care vreți să transmiteți ceva în acest moment al întâlnirii noastre, să o faceți cu plăcere, iar după aceasta o să avem un unic moment artistic pe care copiii sau elevii de la Liceul de Artă a municipiului Zalău o să aibă în fața dumneavoastră. Vom face apoi o vizită la un moment istoric în apropiere de primărie, iar la ora 15 o să începem festivitatea de comemorare a victimelor Holocaustului. Eu vă mulțumesc încă o dată și dacă doriți să aveți intervenții, cu mare plăcere, trebuie să o faceți. Yeah.
însă au existat informații de mele, 3 sau 4 sinagogi și care au fost rase la demolare. Astăzi, Zalou arată, frumos, mie mi-a plăcut, E bine, e foarte, foarte important să aveți și o sinagogă din nou în Zalou. Și mesajul meu și rugămintea noastră este să ne sprijiniți să ajungem. Și dacă vreți să lansezi așa o motivare politică ca să într-un fel, în anul centenarului la Zalou, se va pune piatra de temelie pentru a noi sinagogi, pentru noua sinagogă în Zalou. Și să ne angajăm după aceea, ca într-un timp foarte scurt, poate anul următor, să putem să o inaugurăm și să se completeze peisajul de colaborare între minorități, culte, etnic și așa mai departe. Acesta e mesajul meu principal. Să doriți să vă salut în partea tuturor colegilor mei cu delegații, prima dată din Rafael Șapă, ca să vedeți cum lucrurile evoluează, față de anul trecut a crescut în grad, a devenit primul rang în federație și de asemenea domnul Trump, tânăr, toate părțile ardealului, foarte, foarte drăguț om, care o să ne dea poate și un concert teritorial la un moment dat, cum acum. Și împreună eu sunt și cu soția mea și o mulțumesc, nu că sunt mare personalitate, dar am nevoie să fiu sigur de soția mea. Vă sfătuiesc, bazați-vă pe soții, foarte important. Și de asemenea, cu directorul din Marcovici, care mi-a încurcat și cu obicei, în data din Oradea, a venit cu o delegație foarte importantă, condusă de domnul președinte Felix Coferman, care este, în primul Consiliu de Conducere, un lider adevărat important, Căutatea din Morală, este o cea mai mare după cea din București, dar e foarte bine importantă și aspectul activităților care ne-au dat. Avem o reprezentativitate și, încă o dată, ne și din noastră și vă asigur că aveți să vă importate colegul meu mai tânăr, sigur, de statul, era pe provință bună, dar dați-mi alegeri și convertere politice importante la venit, dar m-a rugat să-l transmit în țară. Încă o dată, mulțumim și vă rog să faceți din Zalou un oraș care e o mai important. Pentru că am înțeles că noi am de proiectul ăsta, vis-a-vis a fost o parte industrial. Poate se va întâmpla ceva, în mă rog, e bune. Da? Dacă e nevoie, poate că nu și eu. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim foarte mult.
președinte, Aurel Mărână, pentru sinagoga care dorim este o doream să fie comunitatea evreu în Sălaș, în Zahul. Nu poate să existe o comunitate fără o sinagogă, bineînțeles, o credă, fără o baie spirituală. Dar doresc să mai adaugă condoleanță mare. Dorim să ridicăm un memorial în memoria celor 14.000 de evrei care au fost uciși din Sălaș, care au fost duși în Auschwitz-Birkenau, unde au fost uciși. Acești copii tineri, mame, tați, bunici și bătrâni, ei nu au moment. Nu avem unde să spunem o rugăciune, nu avem unde să spunem o floare, unde să spunem o piatră. Deci asta este o doleanță de a ne cinsti martirii. Tot în acest context memorial, dorim să ridicăm un monument comemorativ în memoria salvatorilor evrei. Acele persoane care au salvat evrei, care și-au pus viața lor și viața familiilor evrei. Din Sălaș avem 8 persoane. S-a numărat să fie 4 de etnie români, 4 români și 4 maghiari. Noi dorim ca să recinstim memoria și amintirea lor să fie binecuvântată. Doresc să mulțumesc echipei primăriei domnului primar pentru colaborarea care are cu comunitatea evrească din Sălaș. De câte ori comunitatea a avut o doleanță, o întâlnire cu primăria municipiului Zahărău, dânsul ne-a stat la dispoziție și s-a discutat problemele comunitare și doleanțele comunității. Evenimentul de astăzi, de la ora 15, se va desfășura în două părți. În prima parte va fi comemorarea victimilor Holocaustului, ziua internațională a victimilor Holocaustului. Este ziua când noi evrei, de pe prima pământ, ne plângem martirii. Astăzi suntem toți români, suntem toți maghiari, suntem germani, suntem slovaci, suntem ruși, cu un singur gând. De-a plinilor mânare, în memoria acestor martiri. Și mânarea să fie veșnică vie și memoria mântului să fie binecuvântată. Mulțumesc, domnule președinte Dahas. Și monumentele despre care, la care făceați referire dinăori, din discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, înțeleg că vor fi tot în incinta sau în apropierea sinagogii. Da, în acel scopul. Da, vă rog. Onorată asistență, felicitări Rașului, municipiului Zahărău, domnului primar, colegilor, Consiliului Județean, care la un eveniment atât de important și dureros, dar mai mult pentru poporul evreu, v-ați dat nu știu pentru câte oră silința de a organiza pentru o comemorare de-a noastră. Ați făcut niște eforturi de a organiza un asemenea eveniment și ați dat importanța și sfințenia cuvenită. Organizarea a fost partea întâia. Dar observăm astăzi efectul care, în aceeași măsură, reprezintă și recunoașterea acestui municipiu și a celor care conduc, precum și o recunoștință pentru comunitatea, Federația Comunităților Evreice din România și a comunităților, prin prezența distinșilor diplomați
distinsul ambasador al Statelor Unite la București, distinsul consilier al Federației Ruse la București și noi, membrii conducerea Federației Comunităților Evreiești din România, îi aveți față în față și poate sunt un pic curajos, dar consider, după părerea mea, că este o realitate. Aveți în față reprezentanții țărilor care contează. Astăzi sunt jucători activi, creatori de politică și nu consumatori și puteți fi mândri că ați primit cu noi împreună respectul aceștilor doi oameni cu totul deosebiți, care nu întâmplător sunt reprezentanții celor mai puternice țări din lume. Ei au făcut istorie, o fac și o vor face. Poporul român a fost totdeauna aproape. În anumite conjuncturi și de unii și de alții. Și de noi inclusiv de evrei. De acum înainte trebuie să ținem o legătură mult mai strânsă. Sunt țări de unde avem multe de învățat. Inclusiv, poate, prea des repede de Israel. Israel este o țară care a explodat economic. Merge de 15 ani într-o creștere constantă de 5%. Moneda israeliană a ajuns locul 2 în lume, după Ionul Jardoncă, după Ionul Chinezesc. Și cu toate că suntem cetățeani loiali ai României, aici am crescut, aici am învățat, aici am îmbătrânit, aici sunt copiii noștri. Dar, bineînțeles, gândul ne este pentru pacea mondială, să spun așa. Și aceste țări, Statele Unite, Federația Rusă, Israel, dacă ei vor pace, va fi pace în lume. Poate m-am adus de la subiect, dar cu un asemenea eveniment care marchează o tragedie a unui război injust, poate inutil, care pe lângă evrei a mai adus în total peste 50 de milioane de victime, care au mai victimizat încă 200 de milioane familiilor, care au lăsat traume până astăzi. Dar ce a folosit? Ca și primul război mondial. Mulți au pus problema ce s-ar fi întâmplat dacă acel atentat de acolo, mă refer la primul, nu era luat în serios. Cine știe? Cine știe dacă nu apărea cine au inițiat al doilea război? Unde era această lume și această planetă? Timpul poate fi dat înapoi, dar putem recupera. De astăzi, împreună cu toate țările democratice, iubitoare de pace și de colaborare, România trebuie să fie în apropierea lor, pentru că avem ce exemplu să luăm, avem ce învăța. Precum ați văzut că țări importante vin la noi și iau și ei din experiența noastră, din tradițiile noastre și le țin la mare veste. Eu vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc, domnule Copernic. Da, am citit undeva că cea mai grea boală a societății actuale este deficitul de dragoste. Și poate, dacă aici punem câte o cărămidă fiecare dintre noi, nu o să mai aibă loc pe mapa mond evenimentele la care noastră ce-ați referire. Așa este. Bun. Dacă nu mai sunt luări de cuvânt, aș ruga să acceptați ca elevii noștri să urce pe scenă.
și pentru 10-15 minute să aduc câteva cuvinte frumoase inimile noastre. Thank you.
nostru, care învață la Liceul de Artă și Muzică de aici, din Zalău. Le mulțumim pentru acest moment și le dorim succes în continuare. Părinții acestor tineri minunați și vă fac o propunere. Noi avem niște case aici, zicem, Dodiru, se numesc Centre de Instruire și Agrement. Avem la Cristian, lângă Plana Brașov, la Eforie Nord și avem la Bosca. Aș dori să ofer în propria Federație Profesorilor din România un mic sejur de 3-5 zile un grup dintre acești tineri artiști care s-au produs și care sunt siguri că au devenit prieteni ai noștri, ai evreilor, ai statului Israel, ai păcilor. Și eu vreau să vă adresez că vreau Shalom, să luptăm pentru Shalom în pace. Asta e cel mai bun exemplu. Un domnul Dan Haz se va perfecta această promisiune a noastră să devină realitate. Și mai am o propunere. Noi am organizat împreună cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române o mare expoziție în Palatul Patriarhiei Române din București. Sinagogi și temple din România. Patrimoniul național, patrimoniul evresc, patrimoniul universal. Dacă considerați că ar fi bine venit să apară și în Sălaj, la Zalău, o astfel de expoziție cu mă redus de zile, care îl veți considera, vă facem și această ofertă. Sunt minunății care pot fi aduse în fața lumii fără nicio jertfă. Producția evreilor din România de-a lungul secolului. Fără niciun ajutor financiar din afară. Cu pânuții proprii au făcut minunțiile care o să le vedeți și care va fi și cea de la Zalău. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul președinte, pentru generozitatea dumneavoastră și o să țin legătura cu domnul președinte Dan Haz pentru amândouă propunerile pe care mi le-ați făcut. Vă mulțumesc din suflet, vă invit să facem o poză de grup, după care să ne deplasăm într-un moment istoric aici, aproape de primărie, în sala Transilvania. Nu mai ne-am, că nu am venit, dar la fel, clar.